Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog. În acest vlog vom merge la sală, pentru că, da, după cum bine știți, sunt antrenor personal, iar astăzi am 4 băieți pe care trebuie să-i antrenez să-i fac power până la vară. Îmi voi face acum proteinele IMS pentru masă musculară. Am mâncat acum vreo 45 de minute, vreo 3 felii de pâine prăjită cu mușchi afumat. Și până să încep antrenamentul, mă voi juca la sac pentru că băieții vor veni cu vreo 40 de minute înainte ca eu să ajung la sală, timp în care pot să mă încălzesc și eu și să-mi fac exercițiile pe care trebuie să le fac la sac. Așa că nu o să vă țin foarte mult de vorbă și am să vă iau cu mine la sală. În cazul în care vrei și tu să te antrenezi cu mine și ești din București, vei găsi toate detaliile în descrierea acestui clip. Așa că dacă vrei să ne antrenăm, te aștept în echipa mea. Iar dacă nu ești din București, nu-ți faci nicio grijă, pentru că ne putem antrena și în mediul online. Așa că nu mai sta pe gânduri și hai să ne antrenăm împreună, să ne facem power, pentru că vara se apropie. Bine, mai sunt câteva luni, dar avem destul timp să ne facem așa cum dorim. Haideți la sală și vă lăsăm câteva cadre și din sală cu băieții pe care ne antrenăm astăzi. Gata, prieteni, am ajuns aici la sală. Suntem cu Răzvan, care se pregătește, cu Roșu Alexandru și aici Brigada de fier care să pun, stai mă că fugeai de cameră, nu te mai vedea. O să ne antrenăm, o să ne încălzim puțin și o să facem un sparring, vom face 2 versus 1, 3 versus 1, 2 versus 2, vom face mai multe chestii interesante. Așa, o să vă lăsăm câteva cadre de aici când facem încălzirea și revenim pe parcurs. A venit și maestrul nostru aici pe felie. O să facem mare nebunie de vlog, deja le-am strâns aici o grămadă în spate acolo. Așa că o să facem niște antrenamente super blană bombă. Am făcut acum o încălzire și acum o să facem încălzirea finală pentru a da drumul la un sparring. O să facem toți, o să facem 2 vs 1, 3 vs 1, 2 2, 3 3. O să facem aia mai bun cu aia mai slab ca mine și vedem care cum și ce știe. O să presim că o să încasăm ceva pumni astăzi. Iar dacă mai vreți serii de box din sală, v-aș ruga să lăsați un comentariu și un like și să-mi spuneți care este părerea voastră. După ce o să termin aici, în sală, la box, mă voi duce în sala de fitness pentru a antrena pe băieții care vor să vină la sală. Așa că am timp destul, 40 de minute, să mă joc aici în spate cu băieții. Și zic să nu vă mai țin de vorbă, să-i dăm drumul să vedem care cum ce poate. Hai! Gata, acum am terminat și eu încălzirea. Am avut 15 minute încălzire. Deja se vede pe mine că sunt fleașcă. Și acum o să începem să facem 1 la 1. Sau depinde ce ne zice Lucie, antrenorul, să facem. Power, băi, e super greu, cred că e a doua săptămână la mine de când m-am apucat. Și al patrulea antrenament. Este foarte greu, trebuie să mai lucrez la condiția fizică. Dar nimic nu e imposibil. Așa că hai să-i dăm drumul cu adevărat la ceea ce trebuie să vedeți. Bineînțeles, acestea sunt niște antrenamente. Antrenamente unde învățăm anumite chestii, anumite tactici de bătaie și nu influență pe nimeni să le practicați în afara sălii.
sau să mergeți pe stradă să le arătați prietenilor ce puteți face cu altă persoană. Ceea ce facem astăzi se face strict în sală sau la concursuri pentru cei care fac de performanță, cum sunt 3-4 băieți de aici. Așa că, hai cu mine! Acum o să facem un meci. Nu-i nimic. Eu vreau să băieții să aveți aici. Ăsta face de vreo jumătate de an box. Ăla face cele câteva luni, o lună, două. Și voi face 2 versus 1. Să vedem cât de rău mi-o voi lua. Lăsați în comentariu acum și ziceți dacă mi-au bătăi sau nu mi-au bătăi. Eu pare să mi-au bătăi. Acum să vedem. Stați-vă la nebune ăștia, 2. Hai, nu problemă. Hai, 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 hai. Bravo! Gata, prieteni, ăsta a fost antrenamentul și bătaia din sală. Mi-a făcut plăcere și îmi face o deosebită plăcere să vin în fiecare zi la această sală. Așa că dacă vreți să vă antrenați cu mine, o să lăsăm toate detaliile în descrierea acestui clip. Acum mă voi duce în sala de fitness pentru că au venit băieții pe care trebuie să-i antrenez. Am stat în sala de box aici cam o oră jumătate. Am depășit cu vreo 30 de minute perioada la care trebuia să particip aici. Dar, mă repet, mi-a făcut plăcere. Îmi place să iau bătaie, dar să și dau. Am experimentat cu 2 băieți să fac box. Așa că sper că v-a plăcut și aștept sugestiile voastre din sala de box. Să-mi spuneți cam ce mai vreți să mai facem, ce activități sau antrenamente specifice. Și cu siguranță Lucian, antrenorul nostru, vă va sta la dispoziție și vă va spune exact tot ceea ce trebuie să știți. Eu sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați în cazul în care nu v-ați abonat deja, să lăsați un like la acest video și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați ori de câte ori postez câte un clip. Cu voi a fost Foro, vă pup, vă respect și ne revedem curând la un nou vlog. Pa!